Salut! Eu sunt Darius. Astăzi o să facem supraviețuitorii cancelarului de Jules Verne. Capitolul 11. 21 octombrie. Continuare. Nu pot să povestesc ce am simțit când am auzit răspunsul lui Falston. Nu este atât groază, cât mai degrabă resemnare, ceea ce mă stăpânește în aceste momente. Mi se pare că inconștiența lui Ruby întregește situația și așa dramatică a navei, dacă nu cumva o duce la bun sfârșit. Cu calm o să-l caut pe Robert Curtis pe teugă. Aflăm că o damigeană plină cu picrat, mai bine zis cu 30 de livre de picrat de potasiu, ceea ce ar arunca în aer un munte întreg, se află la bord în cala vasului, chiar în mijlocul focului, și că vaporul poate să explodeze în orice clipă. Robert Curtis nu își încruntă sprâncenele, aproape cu greu dacă își încrețește fruntea și își deschide ochii larg. Bine, îmi răspunde el, să păstrăm tăcerea. Unde e acest Ruby? Pe dunetă. Veniți cu mine, domnule Cazalon. Ne îndreptăm amândoi spre dunetă, unde inginerul și negustorul discută încă. Robert Curtis se duce direct spre ei. Dumneavoastră ați făcut acest lucru? Îl întreabă pe Ruby. Ei bine, da, eu l-am făcut, îi răspunde liniștit Ruby, care crede că a comis cel mult o înșelătorie. Pentru un moment am impresia că Robert Curtis o să-l strivească pe nefericitul pasager, care nu reușește să înțeleagă gravitatea imprudenței sale. Dar secundul își stăpânește mânia și îl văd cum își strânge pumnii la spate pentru a nu se lăsa pradă tentației de a-l înhăța pe Ruby de gât. Apoi, cu o voce liniștită, îi pune câteva întrebări lui Ruby. Acesta îi confirmă ceea ce eu îi spusesem deja, că printre bagajele și marfa lui se mai află o damigeană cu 30 de livre de substanță explozivă. Ruby a acționat în acest caz cu acea imprudență care este caracteristică anglosaxonilor și a introdus în cala navei un amestec exploziv cu aceeași naturalețe cu care un francez ar fi luat cu el o sticlă de vin. Nu a anunțat ce anume conținea damigeana, tocmai pentru că știa perfect că niciun capitan de vas nu i-ar fi luat-o la bord. Ei, asta e bună, adaugă el dând din umeri. Nu văd de ce să spânzurați un om pentru atâta lucru. Dacă damigeana vă deranjează, aruncați-o în ocean. Marfa mea este asigurată. La acest răspuns, eu nu reușesc să-mi controlez furia, pentru că nu am stăpânirea de sine a lui Robert Curtis și cedez primului impuls. Ticălosule, nu știi că focul arde în cală? Imediat ce pronunț aceste cuvinte, îmi pare rău de imprudența mea, dar este totuși prea târziu. Efectul pe care îl au cuvintele mele asupra lui Ruby este greu de descris. Nefericitul este cuprins de panică. Rămâne înțepenit. Îi se zbârlește părul de frică, ochii îi ies din orbite, gâfâie ca un bolnav de astm, nu poate să scoată niciun cuvânt și spaima pune stăpânire pe el, ajungând la paroxism. Brusc începe să-și agite mâinile, privește puntea vaporului care poate sări în aer în orice moment, se repede jos de pe dunetă, urcă din nou, aleargă în toate părțile și
gesticulează ca un nebun. În cele din urmă reușește să vorbească, articulând aceste cuvinte înfiorătoare. Avem foc la bord! Avem foc la bord! La auzul strigătelor lui Ruby, echipajul aleargă pe punte, crezând că incendiul a cuprins restul navei și că a venit momentul să se îndrepte spre bărcile de salvare. Domnul Kerr, soția lui domnișoara Holby, domnul Letourneur, Andre, ajung și ei lângă Ruby. Robert Curtis încearcă să-l potolească pe Ruby, dar negustorul și-a pierdut mințile. Dezordinea pare să pună stăpânire pe navă. Doamna Kerr a leșinat pe punte. Domnul Kerr nu are timp să se ocupe de ea și o lasă pe domnișoara Herbie să-i acorde îngrijirile necesare. Mateloții au apucat deja palanele șalupei pentru a o lăsa la apă. În tot acest timp, le aduc la cunoștință domnului Letourneur și lui Andre ceea ce ei nu știu, că baloturile de bumbac sunt în flăcări. Imediat, primul gând al tatălui se îndreaptă către Andre, pe care îl strânge în brațe pentru a-l feri de pericol. Tânărul își păstrează stăpânirea de sine și îl liniștește pe tatăl său, repetându-i că pericolul nu este imediat. Robert Curtis a reușit în cele din urmă, cu ajutorul locotenentului, să-și oprească oamenii. Îi anunță că focul nu s-a extins, că Ruby nu știe nici ce face, nici ce zice, că ei trebuie să-și păstreze sângele rece și numai atunci când va fi necesar vor părăsi vaporul. Cei mai mulți mateloți se opresc imediat ce aud vocea secundului, pe care îl prețuiesc și îl respectă. Curtis obține de la ei ceea ce Huntley n-ar fi putut niciodată obține, așa că șalupa rămâne la locul ei. Din fericire, Ruby nu a spus niciun cuvânt despre picratul închis în cală. Dacă echipajul ar fi știut adevărul și ar fi aflat că vaporul nu este nici mai mult, nici mai puțin decât un vulcan gata să erupă, și ar fi pierdut cumpătul. Ar fi fost greu de ținut în frâu și ar fi fugit cu orice preț. Secundul, inginerul Falston și cu mine suntem singurii care știm în ce fel situația de pe navă s-a complicat, iar secretul trebuie păstrat cu strictețe. După ce ordinea a fost restabilită, Robert Curtis și cu mine mergem pe dunetă pentru a ne întâlni cu Falston. Inginerul nu s-a mișcat de pe dunetă, ținându-și brațele încrucișate și gândindu-se la vreo problemă de mecanică în timpul spaimei generale. Îl sfătuim să nu spună nimănui despre această nouă complicație datorată imprudenței lui Ruby. Falston ne promite că va păstra secretul în ceea ce îl privește pe capitanul Huntley, care nu cunoaște încă situația dezastruoasă a navei. Robert Curtis mă anunță că îi va prezenta el noua complicație. Mai înainte, el trebuie să aibă grijă de Ruby, căci nefericitul este cuprins de o nebunie de plină. Nu mai știe ce face, aleargă pe punte și strigă mereu: în foc, în foc! Robert Curtis le dă ordine mateloților să pună mâna pe Ruby, căruia trebuie să-i pună căluși și să-l lege fedeleși. Apoi este dus în cabina lui, de unde nu îl vor slăbi din ochi. Teribilul cuvânt nu a fost încă rostit de față cu toată lumea.
Asta a fost tot. Ne vedem și data viitoare cu un capitol nou. Pa!